La atelierul de animație am început activitatea prin a arăta copiilor pas cu pas cum se realizează un film de animație. Am făcut cunoștință cu două tehnici, animația truc cu mișcarea unor obiecte și desenul animat în două faze. Metoda desenului a fost ceva ce fiecare a putut încerca individual, în timp ce pentru animația cu obiecte, copiii au fost împărțiți în grupuri mai mici. După o scurtă rundă de prezentare, am evaluat experiența fiecăruia în acest domeniu și am încercat să venim cu idei personalizate. Esența animației este că acele cadre care vor crea iluzia mișcării trebuie realizate unul câte unul. De exemplu, fotografiem fiecare pas al obiectului care este mișcat. În acest fel, putem obține efecte pe care nu le putem crea cu un video. Obiectele inanimate prind viață și se mișcă singure, mâncarea se prepară singură, ingredientele sar în oală de la sine, florile sar înapoi în pământ și chiar și copiii pot depăși granițele timpului și spațiului. Activitatea de animație are scopuri multiple. Îi învață pe copii să se gândească în cadrul unui proces, deoarece trebuie să conceapă o poveste de la început până la sfârșit, oricât de scurtă ar fi aceasta. De asemenea, ajută la dezvoltarea creativității, ideile putând fi limitate doar de imaginație. Animația, un instrument simplu și ușor de înțeles pentru exprimarea vizuală, îi învață pe copii să spună o poveste în mod concis, cu ajutorul imaginilor, și dezvoltă gândirea și conștiința vizuală. Chiar și realizarea unui film de doar câteva secunde necesită multă atenție și răbdare, deoarece o secundă de video trebuie să conțină cel puțin 12 cadre. În același timp, activitatea îi învață la muncă în echipă, deoarece procesul devine ușor tocmai atunci când sarcinile copiilor se completează reciproc. Animația stop motion necesită puțină editare ulterioară, așadar, rezultatul final se obține rapid, iar sentimentul de realizare merită efortul. Magia se întâmplă tocmai în momentul când un film este montat și copiii își pot vedea rezultatul muncii creative. Atelierul a fost condus de studioul de animație Beanbag.